Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la interviurile Reperul TV. Sunt Aura Cristian. Invitatul meu din această seară este domnul Vasile Cristea, președintele Asociației Persoanelor cu Handicap Sporting Club Galați. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Domnule Cristea, o să începem direct cu subiectul cel mai important care va avea loc săptămâna viitoare. În perioada 24-27 august se va desfășura la Galați o competiție internațională. Despre ce este vorba? O competiție internațională sportivă, competiție rezervată exclusiv persoanelor cu handicap. E a 28-a ediție, putea să fie a 29-a, dar anul trecut n-am organizat din cauza pandemiei, așa este. Și am primit foarte multe semnale anul ăsta, pentru că în martie am avut adunarea generală a Comitetului Național Paralimpic, unde au participat toți membrii Comitetului Național Paralimpic și delegațiilor lor, bineînțeles. Și problema s-a pus când și unde se va mai desfășura o competiție sportivă pentru persoanele cu handicap. Și am spus, nu promitem nimic, încercăm noi la Galați să vedem ce facem. Tot voi primi? Nu e problema de primi. Simțim nevoia să facem acest lucru pentru că acest gen de competiții, pe lângă rezultatele sportive, care de multe ori sunt importante și chiar foarte importante, în primul rând și trofeul cel mai mare este socializarea și integrarea persoanei cu handicap în societate. Experiența celor 28 de ediții ne-a confirmat acest fapt prin cuplurile care s-au închegat între el și ea, ea și el, așa, la nivel național, un lucru foarte frumos. Cred că sunt 15-20 de cupluri, din 92 de când ne ocupăm de... Deci are și un rol de pețitorie, așa să spunem, da, această putem să spune, da, putem să competiție. Spunem și lucrul ăsta, da. Chiar eu și soția am cununat două cupluri în decursul anilor. Unul a fost foarte mult mediatizat pe un post de televiziune națională care se ocupau cu aceasta și cred că nu e nicio problemă dacă spun că e vorba de Antena 1 și de Neamarin, care ne-a contactat și a spus da, și în decurs de 3 zile să organizeze așa ceva, mi-a spus că este imposibil și eu am spus nu, o să vedeți că se poate și s-a putut într-adevăr. Despre ce competiții vorbim la acest concurs internațional, domnule Cristea? Prin parteneriatul care îl avem deja încheiat Consiliul Județean Galați și domnul președinte Costel Fotea, la baza de agrement se organizează pescuit sportiv. Și tot la baza de agrement pentru la că... La Zătun. La Zătun, da. Baza de agrement Zătun. Și tot acolo se vor desfășura alte două, trei discipline. Tir cu arcul și aruncarea soliții și a greutății. La probele atletice din... la edițiile precedente aveam mult mai multe. Alergări în scaunul cu rotile, alergări la cei semidevlasabili, aruncarea soliții, greutății. Dar pentru că nu avem timpul necesar și baza sportivă care să ne faciliteze aceste probe, mai ales cele de alergări și săritura în lungime, spre exemplu, ne-am orientat numai la aceste două, aruncarea soliții și greutății și tir cu arcul, care se poate desfășura în tot la baza de agrement Zătun. Câte persoane și-au anunțat participarea la competiția de anul acesta? Noi am preconizat, am estimat la început și felicitări doamnei director Iepure de la Consiliul Județean, așa, am estimat o prezență de 80 de persoane. Nu. Atât de multe solicitări au fost încât am ajuns și ceea ce a prevăzut doamna Ipure se confirmă, cam la 130-140 de persoane. Și am spus, doamne, sunt mulți, nu o să vedem. Să vedem, mai bine să fie mai mulți decât să ajungem în imposibilitatea de a reuși să cazăm, să asigurăm masă și tot ceea ce trebuie și transport. Și a avut perfect dreptate. Sunt 136. 136 de persoane. Da. Așa au fost în fiecare an, aceeași prezență mare? Media a fost, dacă la început vorbim din anii 92, 94, 98, anii 90, așa să spunem, prezența era între 80 și 100 de persoane. După aceea s-a ridicat cam la 120-130, dar media e undeva la 100-110 de persoane. Dar e competiția care a avut întotdeauna cea mai numeroasă participare.
pentru că am fost deschiși, am fost primitori, am încercat și am reușit și aici și datorită implicării și acceptării Hotel Faleza, care sunt niște oameni extraordinari, singurul hotel care este de fapt accesibil pentru persoane dependente de scaunul cu rotile. Și pentru că și-au dat seama despre ce este vorba și că aceste competiții au o implicare și socială, au făcut niște reamenajări și renovări, camere care sunt, într-adevăr, pentru o persoană cu dependență scaunul cu rotile, este ceea ce trebuie, ideal, adică la normative normale. Baia se poate intra fără probleme, mobilierul așezat în așa fel și amplasat în cameră, încât de la ușă și până la fereastră se poți trece fără probleme. Deci nu avem decât niște cuvinte de laudă și de felicitări și de normalitate. Prezența mare de anul acesta vine și ca urmare a faptului că anul trecut a fost un an foarte greu pentru toată lumea și că nu v-ați mai putut întâlni așa cum obișnuiați. V-a lipsit socializarea foarte mult. Da, așa este nerăbdarea de a fi împreună, de a ne cunoaște cu unii, că sunt și membrii noi, tineri care vin din urmă, nu foarte mulți din nefericire, din păcate nu foarte mulți, așa este. Dar și dacă la o competiție de genul ăsta mai apar 3-4, este foarte important. Și dacă din cei 3-4, 2 își dau seama că au abilități pentru practicarea unui sport și pentru că vede ce se întâmplă și ca socializare și ca informații, din punct de vedere a nu facilităților, a legislației persoanei cu handicap, a integrării, a ceea ce se poate întâmpla de experiența celor mai în vârstă, cum aș fi eu sau asta, pentru că pun pe tapet totul absolut fără niciun fel de reținere. Orice informație care o am, o distribuim fără niciun fel de reținere. Din păcate, în urmă, toată lumea se întâmplă același lucru. Sunt care au informația, dar o ține acolo în cochilie. De ce nu? A distrat la nivel național. Am o informație la nivel internațional. Uite ce se întâmplă acolo. Ia haideți să încercăm și noi la nivel național ce se întâmplă, să încercăm și noi să facem lucrul ăsta. Din ce țări vin participanții? Am avut invitații inițial Moldova, Grecia, Franța, care avem și parteneriate și noi răspundem invitațiilor lor. Din păcate, cei care au confirmat participare sunt cei din Republica Moldova. Ceilalți și-au exprimat intenția de ei, dar din cauza pandemiei au spus că nu riscă și că trebuie să înțelege. Și înțelege. Pentru că, după câte am înțeles, deja Franța e în cod roșu. Zona roșie, da. Zona roșie. Și atunci... Acest concurs se adresează doar adulților sau pot participa și copiii? Spre bucuria noastră, am invitat și școlile speciale din județul Galați. Au răspuns invitații noastre cei de la școala specială din Tecuci, am un lapsus. Acolo este un domn director, Iacob, care este un om extraordinar. L-am cunoscut pentru că a mai avut și alte acțiuni în anii din urmă și de acolo o să vină 4 copii și cu o doamnă care e însoțitor, pentru că au handicap asociat și trebuie să fie supravegheați în permanență. Și atunci pentru ei am rezervat la Hotel Faleza un apartament care să fie tot grupul în același loc, 24, cât pe toată perioada desfășurării competiției și nu numai. Spuneați mai devreme că tot din cauza pandemiei o parte dintre invitații au fost nevoiți să anuleze, să-și anuleze vizita aici în Galați. Dar cum v-a afectat pandemia pe dumneavoastră, membrii Asociației Sporting Club Galați? Ca și activitate pe plan social, pentru că noi suntem acreditați și licențiați în servicii de kinetoterapie, de îngrijire la domiciliu, de consiliere psihologică, consiliere sociale. Deci acestea sunt niște servicii care suntem acreditați și licențiați, care se obțin destul de greu. Am avut grijă, avem un coleg care este angajat unui firme de pază și protecție și securitate, așa, care are punctul de lucru exact la sediul nostru din strada Nae Leonard. Am avut persoane care au avut nevoie de ajutorul și sprijinul nostru, am răspuns fără niciun fel de probleme. Când a fost problema de n-a putut nimeni să vină pentru recuperare prin kinetoterapie și masaj, care și masaj avem, așa, terapeutic,
Atunci noi telefonic ce are nevoie fiecare și am trimis îngrijitorii la domiciliu de a ține legătura cu ei și le-au făcut cumpărătorile, le-au plătit factorile, n-am avut niciun caz de coronavirus. Asta și datorită colegului care vă spuneam, care și eu dacă intram dimineața la sediul la birou acolo, dezinfectant, mască, tot ceea ce trebuie. Adică nimeni nu... Am respectat foarte... A apelat la noi direcția de asistență socială din cadrul primăriei pentru o persoană care handicap mental și nu avea cine să îngrijească pentru că sora lui, din nefericire, era la spital chiar cu coronavirus, așa, internată. Și ne-am dus și ne-am întâlnit, dar am avut niște rețineri pentru că nu știam care să fie reacția, văzând niște persoane tot cu handicap locomotor care încearcă să-l abordeze și asta. Dar spre bucuria noastră i-am făcut noi mâncare la sediu, că avem un mic oficiu, așa, bucătărie acolo, și cu cațarolele de rigoare am mers și am dus omului, foarte mulțumit a fost. Și a fost chiar în perioada de Paște. I-am și cozonac tot ceea ce trebuia. A fost foarte mulțumit. Sora după aia ne-a contactat și a spus că nu credea că există și oameni de genul ăsta care se ocupă de cineva care nu mai avea niciun sprijin. Și am stat atât timp cât putem încă să ne deplasăm. O facem cu mare plăcere pentru că îmi dau și ne dăm seama ce înseamnă o persoană care este în situația mea sau mai grav decât mine. V-ați vaccinat? Da. Și membrii asociației? N-am făcut un inventar, de ce să spun, nu i-am... M-am întrebat așa, care au spus da, care nu. Fiecare este, da, fiecare are dreptul să decizia aparține și aleagă. Domnule Cristian, anul 1990 ați înființat asociația Sporting Club Galați. Era imediat după Revoluție, când lucrurile nu erau foarte limpezi la noi în România. A fost greu să înființați o astfel de asociație? Am fost o inițiativă, atunci așa prevede legislația, 21 de persoane cu handicap, care din vedere ne mai cunoșteam între noi. Eram grupul trabantișilor, cum se spune la timpul ăla, și eu am mai cunoscut pe altul și altul pe altul și tot așa și ne-am întâlnit și am încropit un statut care cu retușurile după aia, totul absolut, cu partea juridică care ne-a învățat și mai multe conștiințe la asta și am reușit, spre bucuria noastră. De atunci participați la foarte multe competiții sportive. Păi, 90 ne-am înființat în februarie. Și în 92... Și în 91 am avut prima ieșire pentru cei din Republica Moldova, respectiv Chișinău, aveau o experiență mult mai mare, pentru că la ei și perioada comunistă ei erau persoanele cu handicap locomotor, erau recunoscuți și aveau drepturile lor. La noi, persoanele cu handicap locomotor, în perioada comunistă, nu prea. Nu erau. Erau nevăzătorii și cei cu deficiențe de auz și vorbire. Și a fost prima competiție la care am participat în 91 la Chișinău. Experiența de acolo și toate astea și ne-a făcut ca noi să tăiem panglica în 92 cu aceste competiții sportive. Și mă bucur că am reușit să ajungem până aici și chiar dacă de multe ori, din propriu spus, de câteva ori, m-am gândit să renunț, pentru că în perioada asta am mai trecut și pe niște probleme care mulți mă întreabă și cum mai duc. Încă mai duc. Probleme de sănătate sau da, probleme... Da, în 2010 o operație pe cord deschis. Sunt 11 ani de când am... Și aveți puterea să zâmbiți și să încurajați pe alții și să le oferiți din bucuria dumneavoastră. Dar nici nu se pune problema, fără niciun fel de reținere și fără niciun fel de problemă. Și nu pot să... Atât timp când cineva apelează la mine și știu că am posibilitatea să ajut, într-o oarecare măsură, chiar într-o mică măsură, dacă e, nu pot să spun nu. Hai să încercăm, vedem cum și ce fel. Nu promit mare acusare, dar hai să încercăm cum și ce fel face. Dar v-a ajutat sportul în integrarea dumneavoastră în societate? În primul rând sportul și am spus și merg în continuare pe aceeași variantă. Sportul este poate cea mai bună metodă de integrare a persoanei cu handicap în societate. Pentru că eu, spre norocul meu, norocul în ghilimele, așa, sunt de la vârsta de 5 ani cu infirmitatea. A fost un accident. Da, o căzătură dintr-un nuc, lovitură la genunchi, cangrenă retezată. Asta e vorba din 1961, în octombrie 1961. Și de atunci, încă, norocul meu a fost că și
am avut o familie care mi-au dat libertatea de a decide de când eram copil. Adică am făcut cele trăsnăi, fără niciun fel de probleme, sărit garduri, urcat în copaci, rupt crenci, furat fructe de la vecini, chiar dacă aveai și tu. Astea toate le-am făcut, fără, n-am avut niciun fel de probleme. Și m-am înțeles și de asta. După aia am început, mi-am dat seama că la școală, când am început în școala primară, s-a alergat în pauze, da? După minge, după asta. Mi-am dat seama că pot să fac și eu lucrul ăla. Nu perfect ca cel care era cu două picioare, dar puteam să mă integrez. Și după aia, prin clasa 6-a, 7-a, chiar făceam și făceam mult mai bine decât mulți colegi care nu aveau abilități, oricum nu le plăcea, abilitățile mele tehnice la fotbal sau la mers pe bicicletă sau la not sau la tenisul de masă. La tenisul de masă am început în clasa a 7-a și la primul set l-am pierdut cu 11-1. Am luat un punct pentru că adversarul a servit out, nu că l-aș fi câștigat eu. Dar după aia, la vreo două săptămâni, chiar nu mai aveam ce discuta cu persoana respectivă. Și asta a ținut foarte mult și este o pasiune pentru sport, fără niciun fel de probleme. Dar se împacă sportul cu dizabilitățile mereu? Sau doar în cazul dumneavoastră, pentru că sunteți o excepție? Pot să spun că mereu, pentru că sunt și numai ce vedem pe plan internațional și la noi sunt vârsturi în sportul paralimpic, așa, tineri în scaunul cu rotelii care joacă foarte bine tenis de masă, așa, chiar sunt doi la Cluj care sunt lotul național, se bade la egal la egal și felicitări și nu numai ei, și sunt alții și alții. La dizabilitate, România are și un campion european la tenis de masă, care acum așa, pleacă la Jocurile Paralimpice la Tokyo. Deci este calificat. La noi, la nivel de Galați, l-avem pe Marian Petrie la atletism, care a prins rezultatul B aici, numai în cazul în care renunță sau nu se prezintă unul, veni cel de sub linii, la săritura în lungime și la 200 de metri, parcă, la două probe. Dar este un tânăr care are o ambiție extraordinară, un handicap grav, deci are nevoie de însoțitor, dar acum de unul singur merge la antrenamente, acasă are grijă într-adevăr părinții de el, așa. A avut o ambiție, a făcut școala primară, a făcut și liceu cu mama, colegă de bancă, deci asistat, se poate și așa, cine vrea, se poate. Referitor la învățământ, se face și foarte bună ideea guvernamentală, cu orice persoană cu dezabilități are voie în învățământul de masă. Are exact. Voie și asta a fost dintotdeauna. Este opțiunea persoanei respective sau a familiei dacă vrea să învețe într-o școală specială sau să meargă în învățământul de masă. Dar la învățământul de masă încă societatea nu este pregătită să accepte acea persoană, acel copil cu dizabilități. Asta voiam să vă întreb. Și spun asta, sunt copiii care copiii la rândul lor sunt influențați, pentru că așa este, de părinți. Au fost cazuri, probabil, cunoașteți dumneavoastră, când în unele școli, așa, părinții s-au adunat la poarta școlii și nu vrem, nu facem, nu dregem. Și atunci, părinții care au copil cu dizabilități, e o lovitură extraordinară pentru el, ca și copil, dar și pentru părinți. Acele școli speciale care erau înainte, aveau menirea lor și linia lor, e adevărat. Dar e mai mult mai bun învățământul de masă. Pentru că am făcut 1-8 în și liceu în învățământul de masă și asta a fost un avantaj extraordinar. În momentul când am terminat liceul, am vrut să merg la facultate. O barieră de trecut era vizita medicală. Din cauza infirmității am fost respins la vizita medicală. Dar ce facultate ați fi vrut să urmați? Am vrut să merg tot. Eu am făcut liceu de prelucrare și industrializare a lemnului. Deci, ceva de mobilier. Și n-avea nicio legătură până la urmă cu păi e logic. Rămânând la stadiu de liceu, absolvent de liceu, așa, era încadrat cu categoria 2 bază, ca așa erau prevederi legale atunci. Da. Ca și un viitor subinginer sau inginer, dacă era, efortul fizic, zic eu, totuși este mai mic, da, decât un muncitor. Un lucrător, da. Da. Și atunci am spus, și doamna doctor din președinta Comisiei Medicale de acolo, la Facultatea din Sibiu, care aparținea de Universitatea din Brașov, la Facultatea din Sibiu, a spus, asta este legislația, nu, eu nu am ce face. Și a pus pe fișa medicală INAP. Mi-am luat bagajele și am plecat înapoi la Galați.
Și pe 2 august, în 1977, m-am angajat la fabrica de mobilă. Și am lucrat cu tot cu grupa a doua, deci la stadiul actual de pensionare, 30 de ani și 15 zile. Dar simțiți că mai avem de lucrat la capitolul prejudecăți? Da. Încă vă mai luptați cu prejudecățile? Indiscutabil. Dar asta depinde și de noi, persoanele cu handicap. Dacă nu ne facem simțită prezența în societate, atunci societatea o să ne accepte mai greu. Dar atâta timp cât sunt și astăzi și mâine pe stradă, la o plimbare, la un eveniment cultural, la un eveniment sportiv, indiferent unde și ce fel, prima, a doua oară întoarce capul după mine sau după cel în scaun cu rotile, după aia nu mai, pentru că l-am mai văzut odată și l-am mai văzut de ianuarie. Și atunci e ceva normal. Faptul că conduceam și coboram din mașină. Era o chestie pentru... Eu am și din 2000, am și de unul, deci pentru microbuz. Și când coboram din microbuz, vă spun, se uitau că ce cu extraterestrul ăsta. Și nu am întâmplat niciun fel de problemă. Adică sala și traseul l-am luat fără niciun fel de... Având experiența din 85 a permisului categoriei B. Și oricum știam cum să corerez un ambreiaj cu accelerația și să iau o corbă și toate chestiile și semnul de circulație care nici nu se mai pune problema. Și pentru că tot ați adus în discuție acest subiect, Asociația Sporting Club Galați este prima asociație din țară care organizează și cursuri pentru școala de șoferi pentru persoane cu handicap. Da. Pentru cum că am avut ideea? Pentru că, din câte știu eu, cred că sunteți singuri din țară. Cred că la ora actuală așa este. Am mai fost cu ani în urmă, știu că la Torda, la București, parcă Brașov. Se pare că au renunțat, pentru că nu este un câștig financiar. Ba nu, te duci în minus, așa. Dar pe mine nu asta m-a interesat, partea financiară. Chiar în tot ceea ce am făcut și ce fac și de acum încolo, nu mă interesează partea financiară să am un profit. Profitul să fie că ajut pe cineva și, repet, ca mine sau mai rău decât mine. Asta este profitul care îl simt din toată inima și din tot sufletul. Am permis din 85. Am plecat la faza de Trabant, Daci și tot așa. Dar au fost situații când aveam nevoie și sunam un prieten care avea o mașină. Uite, așa, așa, așa. Da. Și trebuia să apelez în permanență la cineva. O rudă, un prieten, da, o dată, de două, de nouă ori. Și după aia încoace când de cu telefonia mobilă, poate vorbeam cu el la telefon, așa, bine, pentru mine nu mai era cazul, dar îmi dau seama că așa se întâmpla. Vorbeam cu el la telefon și el spune că era plecat la 50-60 km, 100 km de Galați sau de locul de întâlnire. Și el poate era, de fapt, după colț la 50 metri, 100 de metri de mine. Și atunci, cei care au nevoie de transport, așa, am zis că au posibilitatea să... A fost, într-adevăr, o chestie de vreo 3 luni de zile până a reușit aceasta. Am făcut o achiziție prin cazul unui proiect a unei mașini. Mașina este special? A fost dinainte? Nu, mașina sau este normală din fabrică. Am luat-o așa cum era. E adevărat, cutie automată. I-am pus adaptare pentru instructor și examinator. Comandă dublă la în dreapta. La sistemul de accelerație și frânare manual, deci poate să conducă cineva care nu are niciun fel de abilitate la membrele inferioare. Cei care aveau semnalizarea, mâna vorbesc, dacă era și avea nevoie de mâna stângă să o țin și mâna dreaptă să semnalizeze, deci inversoarea, un adaptor tot la fel luat pe internet, omologat tot absolut și adaptat și cât conducea și după aia dacă mașina își cumpăra mașină, își lua în același sistem și vă conduce fără niciun fel de probleme. Și am avut o colaborare foarte bună cu o școală de aici, de Alante, de aici, din Galați, care au înțeles situația, am făcut un parteneriat. Cei care au apelat la noi, dar vă spun sincer că am avut coșmaruri noaptea, pentru că nu reușeam datorită birocrației, din cauza birocrației, așa. Eu am zis că pașii sunt mai simpli și mai rapizi. Nu. Au fost destul de mulți, mărunți și chiar bătuta pe loc, cum să spun. Dar n-am dezarmat, pentru că unii membri ai asociației știau de gândurile mele și au început pe rețelele sociale, uite, la Galați o să facă, să dreagă, uite, așa, așa, așa. Și eu nu reușeam să fac ceea ce mi-am propus. Dar câți șoferi
au ieșit de aici, de la Asociația Sporting Club. Pe o perioadă de 2 ani de zile avem 78. Și avem și de la Drobeta Turnu Severin. Da, deci nu sunt numai gălățeni cei care au urmat. Problema a fost la un moment dat și băiatul meu îmi spunea ce parcă te văd pe la poliție, dar pentru ce? Era problema că trebuia să fac școala, dacă era în alt județ, trebuia să aibă viză de flotant pentru perioada respectivă. Și viza nu spunea decât pe o perioadă de un an de zile, dacă mai ține-o bine în minte. Și cine să pună viză, cui să-i pună viză, decât pe adresa de domiciliul lui Vasile Cristea. Și ce o să vezi tu cum o să pățești ca ceilalți care pun vizi la ceilalți de pe Siprut, care ia în spațiu și tu ai să vezi că, măi frate, dar n-am nicio reținere pentru că nu fac nimic din punct de vedere financiar, ci o fac pentru că trebuie să-l ajut și atâta tot. Și am avut și din Covasta, am avut județele limitrofe, am avut și Constanța, a avut intenția cineva și spre bucuria mea azi mi-a dat telefon și mi-a zis că a obținut permisul de conducere un prieten foarte bun de la Timișoara, cu amputații bilaterale a membrilor inferioare. Și pe data de 17 a avut traseul, cum se spune, și a luat examenul și intenția lui a fost ca la competiții, pentru că vine la competiții, dacă îi se dă permisul, formă fizică până atunci, deci este admis, dar trebuie să-i dea forma fizică. Da. Până pe data de 24 să vină cu mașina. Și am să faci cea mai mare greșeală. Nu te aventura, pentru că de la Timișoara și până la Galați sunt 700 și. Fiind începător fără niciun fel de experiență, e oboseala, drumul este foarte lung, cât ai vrea tu să faci pauze și asta. Și sunt atâtea riscuri enorme pentru cei cu experiență vorbesc. Dar aminte, tu care ești începătorul începătorilor, nici nu te gândești la așa ceva, mă supăr foc dacă vii cumva cu mașina. Păi nu, cum mi-a zis instructorul, că dacă ies să mă duc eu să mă rog să mi-l dea până pe data 22. Nu te mai duci, nu te mai rog, dar când te anunți ei, atunci te duci și lei. Pentru că știu ce înseamnă, ca să conduci așa cum trebuie, trebuie să ai cam vreo 100.000 de kilometri de condus. Și asta a fost cu școala de șoferi și care am avut satisfacții foarte mari. Cei de la școala de șoferi cu care am colaborat și au dat seama de nevoia unei mașini adaptate și au achiziționat ei o mașină, tot cutia automată, i-au făcut adaptările la cei. Și acum să fac numai la firme autorizații de RAR și de ARR, nu faci oriunde, că înainte să mai punea unul că pe volan și că e adaptată. Nu. Acum, deci, totul este la firmele care sunt acreditate pentru aceste adaptări. Și au adaptat-o și cei care ne contactează pe noi, că noi am rămas punctul de reper, așa, da, bine. Și acum continuă și chiar sunt încă solicitări. Cine sunt cei mai curajoși, domnii sau doamnele? N-aș putea să fac o departajare, dar se pare că la domn cred că este chestia aia, hai să și eu pot, așa, și să arăt cine sunt eu și să mă duc să mă întâlnesc cu cineva, să n-am nevoie de altcineva, așa, pentru că sunt și de situații de genul ăsta. Iar la domn e chestia, dacă ei pot, eu de ce n-aș putea, ambiția aia care totuși, orgolul de femeie, care apreciez. Care este constructiv în acest caz. Și constructiv, bineînțeles. Și să știți ca și promovabilitate, e aceeași chestie. Și o altă, pentru că am, conform legislației, trebuie acreditată și licențiată mașina și de serviciul rutier român, implicit prin inspectoratul nostru din Galați, așa, am avut o discuție cu domnii la înregistrare auto și tot ceea ce înseamnă omologări și toate chestiile astea, așa, și cineva îmi spunea, care la timpul ăla lucra în poliție, și am auzit că vreți să faceți, nu cunoșteam mai nimic, domnul, știți că vreți să faceți așa, așa? Zic, da. Bravo, felicitări. Aveți infracțiuni la codul rutier? Nu, infracțiuni. Zic, da, contravenții de stole. Ce nu, infracțiuni. Și de ce nu faceți cursul să vă luați atestat de instructor? Ai zic, nu merge. De ce? Pentru că dacă ar fi să fac eu, ar trebui ca ziua să aibă vreo 72 de ore și zic, la mine, dacă greșești o dată, merge. A doua, a treia oară, nu știu dacă mai merge. S-ar putea să nu se știe. Nu o sunteți dumneavoastră. Nu mă cunoaște dumneavoastră și latura aia. Da. Și am reușit și, spre bucuria mea, sunt care ne mulțumesc și încă ne mai dau semnale, mesaje și telefoane, așa, și mulțumesc în continuare pentru... Am avut un tânăr din județul Galben, din județul Oamnicea, în localitatea Galben, așa. Și a venit, venea cu cineva care l-aducea și stătea două ore cât avea
ședința de pătrajul cu școala și maică m-a impresionat extraordinar de mult. Era o doamnă simplă de la țară, vreo 1,50 m, la vreo 70 ceva de ani, și venea cu el. Și ca să nu ne deranjeze pe noi, cât era copilul plecat pe traseu tânărul cu instructorul așa, ea stătea în mașină cu cel care îi aducea, care le asigura transportul. Și bineînțeles că a fost și pe perioada de noiembrie-decembrie. Și am zis, doamne, poftiți aici, n-am. După multe insistențe și asta, a venit de stătea înăuntru la căldură și asta. Chiar a zis că nu vrea să deranjeze pe nimeni. Și după ce a luat permisul, când a venit după aia la vreo lună de zile așa, la noi, la asociații, să ne dea șampanie și zis, doamne, nu pentru asta noi suntem aici. Nu-mi trebuie așa ceva. Mulțumesc că din punctul ăsta de vedere chiar nu am probleme. Încă. Sperăm că așa o să fie în continuare, din punct de vedere financiar. Pentru că eu și cu soția și soția este cu infirmitate, avem și mică afacere de familie. Într-adevăr, plecăm dimineața la ora 8, de acasă și venim poate de multe ori seara la 8 înapoi, așa, dar de acolo mai e ceva, de mai plătești utilitățile și telefoane și toate astea. Așa. Și nu pot să mă plâng. Și de asta nici nu prea merg pe varianta că sunt mulți agenți economici, așa, și companii care ne solicită. Dacă aveți pe cineva care vrea să lucreze, care, așa, persoană, pentru că au niște facilități fiscale, care sunt acceptabile pentru agentul economic sau cu banii respectivă. Dacă are mai mult de 50 de angajați și nu are persoane cu handicap angajate, plătește o anumită taxă din impozitul de salarii, tot din fondul de salarii la stat. Da. Și atunci, zice, așa, mai bine angajăm. Ei, să știți că nu prea sunt grămadeți persoane cu handicap la angajare. E adevărat, poate nu sunt nici, dar nici măcar nu încearcă. Sunt câteva exemple care, exact cum v-am spus de colegul nostru, mai sunt care lucrează la supermarketurile astea la casă, așa, și care, da, vor să facă lucrul ăsta. Eu merg la unul din supermarketuri care face naveta și a luat tocmai asta s-a și zbătut să ia permisul ca să facă naveta de la Pechea, parcă, și vine la gasul la Sibriș și pleacă, era cu transportul în comun, cu acele cursi interurbane. Dar, pentru că vorbeați despre facilități, cât de accesibil este Galațiul persoanelor cu dizabilități? Din punct de vedere al rampelor... Am înțeles. În comparație cu alte orașe, comparativ cu alte orașe, să știți că stăm destul de bine. Nu perfect, pentru că nu există perfect, e adevărat, dar avem și înțelegerea autorităților publice locale. Și o să vă dau un exemplu. S-au făcut acele reamenajări a unor arterii principale din Galați. Și amenajarea unor parcări. Legislația spune că la o parcare publică și nu numai publică, și dacă este privată, 4%, dar nu mai puțin de 2 locuri trebuie să fie rezervate persoanelor cu handicap. Lucrul ăsta la nivel de Galați s-a întâmplat. E adevărat, sunt marcaje, sunt care au indicatoare, e adevărat, dar au fost marcajul a fost trasat la dimensiunile unei parcări normale. Nu, normativ nu este. Și nu numai normativele. Că merg și pe varianta practică. O persoană dependent de scaunul cu rotile, chiar și eu așa, ca să scot cărja și asta când cobor la volan, eu trebuie să-mi deschid portiera mult mai mult, chiar la maxim, față de dumneavoastră sau de altcineva. O persoană dependent de scaunul cu rotile și mai și. El trebuie să-și coboare, să facă transferul la scaun, chiar să n-ai loc. Și am informat primăria despre ce este vorba, am avut o întâlnire cu domnul director care se ocupă cu problemele astea și a spus, da, aveți perfectă dreptate, îmi asum ceea ce s-a făcut, într-adevăr s-a făcut o greșeală, dar eu promit că o să remediem tot. Și eu cred pe cuvânt chestia asta pentru că am mai avut exemplu genul ăsta cu anumite rampe sau ce a fost și în momentul când intrăm în reparații sau asta, o să vedeți ce se face. Și s-au făcut. Că sunt și cârcotași, asta este foarte adevărat. Pentru că am văzut niște imagini cu persoane în scaunul cu rotile care mă duc când era șantier, gen Braille. Cu anii 2018 sau cât a fost așa.
mă duc cu scaunul cu rotile și se pun pe Facebook, exact în zona unde e decopertat sau... Să fim serioși. Adică, eu am plecat din Galația, eu sunt din nordul județului, nu sunt galațian, și la un moment dat am identificat un fost coleg de liceu în Buciumeni, după 41 de ani. Și am zis, trebuie să mă duc să-l întâlnesc. Să-l întâlnesc, da. Și m-am urcat în mașină și am plecat. Și am ajuns la anul de placu, da, Valea Mărului, am făcut stânga spre Matca încolo. Bineînțeles că drumurile județene erau Macadam. Petrici din ăsta erau șantier. Și am zis, ce cu asta? În gând, am mormăit cuvintele de rigoare și după aia sunt filmator. Băi, stai așa. Eu trebuia să mă informez dacă pot să vin pe aici și pentru că e un șantier, mi se pare o chestie normală. Pentru că eu vin acum și mai vin încă o dată sau două ori prin zona asta, așa, și tot la fel o să se întâmple. Dacă nu o să vin peste un an sau doi, o să fie totul altceva. Și s-a întâmplat și lucrul ăsta. Bineînțeles, dacă ne-am întâlnit și asta, a mai fost după aia. Da, într-adevăr, te duci fără niciun fel de probleme. Și felicitări pentru chestia. Accept fără niciun fel de reține șantierele care sunt în Galați. Pentru că chiar dacă mai este și anul ăsta, la anul sau peste 2 ani, o să am convingerea și am certitudinea că o să fie în condiții civilizate și normale. Dar ca să mă găsesc, iau ce-a făcut, ca spate acolo, ca a făcut dincolo, ca a drept dincolo. Da, frate, asta e situația. Hai să acceptăm dacă vrem să înlocuim conducte, dacă vrem să facem, refacem un asfalt, dacă vrem să facem refacem un trotuar și toate astea. Dacă așa, ca să găsim chestii de genul ăsta, de cricotaș, oricine și oricând. Câți membri numără Asociația Sporting Club Galați acum? Ceea ce avem noi în evidență la nivel județean, aveam aproximativ 600. 600? Da. Cei care au apelat la serviciile noastre și aici, din nefericire, e un proiect la nivel municipal, avem cam 300, dintre care 100 sunt cu servicii care v-am spus, cu kinetoterapie, masaj, îngrijire la domiciliu. Sunt mulți care au nevoie de îngrijire la domiciliu și dacă nu sunt persoane cu handicap. Și pentru că avem această licențiere și așa, Direcția de Asistență Socială din cadrul primăriei ne trimite câte o adresă, chiar am avut zilele trecute. Dar sunt anumite chestii care sunt foarte riscante. Persoana respectivă are o boală contagioasă și care riscul este destul de mare ca să infectăm și pe, nu vorbim de coronavirus, cu altceva, să trimitem un îngrijitor la domiciliu sau chiar asistentul social să facă ancheta respectivă. Și încercăm și noi, prin colaborare cu alte fundații sau asociații, să găsim soluția și inclusiv cu Direcția de Asistență Socială din cadrul primăriei. Aveți filiale și în alte județe? Nu. În alte orașe? Nu. Nu. Dar parteneriate cu alte asociații la nivel internațional și la nivel național? Parteneriate, da. De fapt, acum, la competiția respectivă, avem încă 5 sau 6 parteneri care o să vină din... avem din București, parteneriate avem tot cam ceea ce înseamnă federații sau fundații și asociații care, într-adevăr, și mergem pe parteneriate cu cei care, într-adevăr, respectă obiectivele și scopul pentru care s-au constituit. Pentru că să fim realiști, și asta o știe toată lumea, cred eu, sunt și asociații și fundații care sunt înființate, așa, cu gândul de că aici am, uite cine sunt eu și în spate e cu totul altceva. Cred că ați înțeles ce vreau să spun. Exact. Dar cine se ocupă de pregătirea fizică a celor care fac parte din această asociație? Păi pregătirea fizică putem să luăm și pe aia care se face prin recuperare, prin kinetoterapie, pentru că avem o sală cu aparatură care trebuie 7-8 aparate, trebuie să le reînnoim într-adevăr, dar asta nu se poate realiza decât cu susținere financiară și cu niște proiecte care trebuie scrise. Apropo de proiecte, am avut niște dezamăgiri din punct de vedere a proiectelor. Pentru că nu mi-este rușine și teamă să spun, la nivel de proiecte, la nivel național, ca să scrii un proiect și să găsești un motiv că tu n-ai avut
atașat la dosar hotărârea judecătorească, este inadmisibil, ceea ce nu s-a întâmplat. Și nu era la primul proiect ca să spun, băi, că n-a știut sau s-a omis. Nu. Proiectul e scris în coace, așa, și deci a fost, n-a fost eligibil din punctul ăsta de vedere. Dar solicit. Și să scrii proiect două proiecte, de fapt, finanțate, aceeași chestie și numai ei schimbat titulatura și pentru că era dintr-o altă zonă a țării și pentru că se primesc telefoane. Noi, deja în ultimii vreo 3-4 ani, sincer, nici nu ne-am mai bătut capul să scrim proiecte. Pentru că s-a ajuns la nivel național, scandal, care a făcut persoană cu handicapul locomotor, a dat în judecată. ANPH, cum era atunci, Autoritatea Națională a Persoanelor cu Handicap. Și era președintele ANPH-ului, era unul domnul Didilescu. Și a avut și s-a demonstrat că, într-adevăr, s-au făcut în chestia cu aceste proiecte. Sau să fie eligibil un proiect a unei fundații care era înființată de vreo 9 luni de zile și care în ghid spunea cel puțin 2 ani. Și atunci rămâi și spui la ce să mai stau noaptea și sâmbătă și duminică să scriu proiecte pentru ce? Da, la cele fonduri europene cu totul altceva. Și la cele care sunt la nivel local. Pentru că avem, o foarte bună colaborare cu autoritățile publice locale. Dar și autoritățile publice locale ne-au sprijinit și sprijină, cred eu, pentru că au văzut că există seriozitate din partea noastră. Adică nu ne-am bătut joc de banul public care dacă ne-a fost finanțat un anumit proiect. Și s-a dus acolo banul unde a fost pentru ce am fost solicitat. Și noi încercăm să o dăm după corcoduș, cum spun eu. Pe final, domnule Cristea, ce v-ați propus pentru perioada următoare? Pentru perioada următoare să încercăm, să vedem, cred că asta tot la nivelul județean, sper să se întâmple, îmi propun foarte mult ca în, asta e un proiect pe termen lung, așa, un mijloc de transport adaptat, transportul persoanelor dependenți ca un curotil în primul rând, așa, și în parteneriat cu primăriile, prima dată trebuie luate la picior primăriile, să încercăm prima dată telefonizat, după aia chiar făcut un tur al județului și să încerc să cât mai multe primării, ca eu știu proiectul respectiv să încercăm, eu și dacă spun că încercăm, eu sper că o să și reușim din punctul nostru de vedere, dacă avem acel mijloc de transport care să fie adaptat, așa, făcut și am plecat în județ și aduc de la 100 de kilometri de Galați. Da? Am plecat, l-am adus dimineața, m-am trezit la ora 5, am plecat acolo, la ora 9 să spun că este în Galați și 2-3 ore dacă a venit la asociație și a făcut câteva exerciții la strada de recuperare și în primul rând socializare, să vadă ce se întâmplă și o excursie să vadă și în oraș ce este și pe termen lung o excursie și în afară, eu știu, dus până la un sâmbătă, o duminică. Chiar dacă am 3-4 săptămâna asta și am 3-4 săptămâna viitoare și ciclul se repetă, în decurs de ani de zile, eu reușesc. Sperăm să reușim ca să aducem, să indicăm și socializăm copiii și să vadă ce înseamnă și un învățământ normal, ce înseamnă o rampă, ce înseamnă tot absolut. Ăsta este pe termen lung ceea ce vreau să fac în continuare. Dar atâta timp cât, bine că nu dezarmez, nu spune problema, din punct de vedere al sănătății stau bine, așa, și dacă avem susținerea autorităților, eu zic că se poate realiza și acest proiect, care exact cum a fost cu școala de șoferi, așa. Greu, dar nu e imposibil. Da, asta am răspuns. Greu, dar nu e imposibil. Și așa cred că și acum. E destul de greu, de complicat, dar nu e imposibil. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă doresc să aveți mult succes, în special acum, în perioada aceasta 24-27 august, pentru că e o competiție, așa cum spunea și la începutul emisiunii, importantă și aveți mulți oaspeți din mai multe orașe și chiar din afara țării. Și, de ce nu, mult succes pe viitor și vă mai aștept aici să ne mai povestiți despre proiectele dumneavoastră și să ne dați din optimismul dumneavoastră. Eu mulțumesc și atâta timp cât avem parteneri, Consiliul Județean și Autoritățile Publice Locale în acest proiect din perioada 24-27, nu văd
de ce n-ar fi realizabil și n-ar fi un succes. Chiar astăzi am avut o întâlnire cu domnul director de la Transurb, așa, și care a spus, da, cum să nu? Facem, trimitem și am zis, domnule, dumnealui este nou, a auzit de noi și a auzit că am mai făcut solicitări și am fost ajutați de Transurb, așa, și a spus, da, știi că aveți persoane aici care știu mai bine despre ce vorbim. Și am dat două nume și am spus, perfect, păi cu dumnealor trebuie să și lucrați. Și atâta timp cât este deschidere din partea celor apropiați nouă și mai avem și niște agenții economici care și-au exprimat dorința de a ne sprijini, chiar dacă e un suc, dacă este o apă, este important pentru noi, orice parte materială sau financiară. Treceți-ne și pe noi pe lista partenerilor, pe cei de la Reperul TV. Suntem partenerii trebuie să modific și o să vă aduc și invitația și poate veniți să luați, eu știu, un cameraman, dacă aveți timp, câteva cadre așa. Cu mulțumim mare plăcere. Frumos, succes încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă doresc o seară plăcută tuturor.